Ciocli Era pe seară. Ceremonia se sfârșise. Podabele negre cu blazoane de tunichea albă pe care se scriu cu o pensulă de expediat bagajele inițialele defunctului, condus la groapă cu pompă, fusese ridicate. Poarta cimitirului cu bolta goală indica drumul din lăuntru gol în cimitirul gol. După doliul unuia singur, începea cernirea în a tuturor morților și a viilor din cimitirul viu de mai la vale. Orașul, capitala, cu sticlire electrice de candeli. Negustorii de crizanteme, flori care evocă din ce în ce mai mult agonia, își adunau ghivecele în cărucioare împinse cu brațul și porneau către grădini. Cartierul cimitirelor adunate ca niște instituții ale vieții viitoare, care va începe numai decât, Poate că mâine, poate că la noapte, se înconjură de un vas șantier pentru morți. Un atelier lucrează și crește flori, altul, alături, durează monumente, glorificând în material etern și cu prețuri reduse valoarea de a fi trăit și durerea de a fi pierit a unui client deocamdată anonim. Zeci de cimitire superficiale, fără nimic de desubt sau improvizat în priveliștea trecătorilor, viitor cumpărători, pe marginile străzilor, orientate către cimitirile adevărate. Pe o cruce de marmură albă, răzimat, un arhanghel coborât pe pământ plânge. Fericitul care au să-i aparție acest bolovan de simbole împărechiate încă nu s-a ivit. Numele lui încă nu este săpat pe locul neted. Și o să coste mai scump, îngerul fiind opere de artă și crucea singură construindu-se mai iute, cu fierăstrăul italian retușat cu buciarda și dalta. Peste drum, între cimitire, un rând întreg de localuri de petrecere afirmă că durerile nu sunt tot atât de eterne ca mintirile sigilate cu piatră. Cu Batista la ochi, jăluitorii se consolează. Un autor francez a scris odată că toate acestea se la vie, și formula a fost adoptată și generalizată ca regrete eterne traducându-se cu Așa e viața, morții cu morții și vii cu vii, reproduse de toate condeele de categoria fierăstrăului și dălții din atelier. Lăutarea au rechemat la viață pe cei rămași în viață și vălul de isis al văduvei se dă cu melancolie deoparte ca să facă loc furculiței, înfiptă într-o friptură la grătar și halbei masive cu spumă. Atenți, bărbați înrudiți cu cel dispărut, care se află colea aproape sub o movilă de pământ afânat, aglomerează ofertele și insistențele față de femei, ca să le decide să uite pe calea gurii și a stomacului mâhnirile ce vin de la suflet și figura celui pierdut. Ivită când în berea din pahare, când într-o felie de pâine, când între mititei, de câte ori se face o pauză în terminarea unui gest, e pericol. Se ivește fratele, soțul, copilul sau mama printre dumicați și poate izbucni un hohot sopran. De aceea, chelnerii aduc farfurii lângă farfurii, mâncare peste mâncare, iar lăutarii schimbă cântecele des, de preferință dansuri. O doină tărăgănată, un boce de dragoste, ar putea să voce figura și poate că un drum lung într-un șes fără margini, un muget întristat, o talangă și s-ar strica efectul tuturor opintirilor făcute de trei zile ca să derive un plânse și să înșele un oftat. După alte trei zile, munca se ușurează, în speranța că se va lua contact din nou cu lumea cealaltă la parastasul sorocit experimental. Dar ce caută acei șase domni mici împâsliți în obscuritatea serii, la poarta cimitirului. Ce mai așteaptă ei? Trei stau de o parte a golului intrării și trei de cealaltă parte. Și capetele lor țuguiate se uită în cimitir. Chivăre, cu un cioc pe ceafă și cu altul pe frunte, pun aceste personaje cu redingotă neagră, cu pantalonii pe călcâie și cu mânecile grele, în ipostaze teatrale de fin de act cioclii. Ei așteaptă posaci, caricaturi de bonaparte și unul din ei se preumblă gânditor pe dinaintea porții cu mâinile la spate.